Bună seara, sunt Bogdan Stănescu. Teatru, gale cu premii, muzică și dans. Despre toate acestea vorbim azi cu invitații noștri. Actrița Oana Jindiceanu ne spune totul despre Fetița din Debara. Cu Ana Niculescu și Carmen Tider le vorbim despre gala premiilor Cărturino. De la soprana Mihaela Stanciu și pianista Ina Oncescu aflăm amănunte legate de un concert care va avea loc la Ateneul Român. Iar cu dansatorul și coregraful Arcadie Rusu vorbim despre Centrul Independent Coregrafic Linotip. Nu lipsesc filmul, lansările de carte, expozițiile și, bineînțeles, personalitățile care au marcat această dată. Începe Jurnalul Cultural. Aseară la Dolby Theatre din Los Angeles a avut loc ediția cu numărul 96 a galei decernării premiilor Oscar, cel mai important eveniment din lumea filmului. Pentru a patra oară, anfitrionul spectacolului a fost actorul de comedie și producătorul de talk show Jimmy Kimmel. Filmul de 3 ore Oppenheimer despre fabricarea primei bombe atomice a avut 13 nominalizări și a obținut cele mai râvnite premii, inclusiv pentru cel mai bun film, cea mai bună regie și cel mai bun actor principal. Marele premiu a fost prezentat de un alt mare laureat, Al Pacino. Here it comes. And Maria, I see Oppenheimer. Seara a avut însă și momente neobișnuite. Actorul John Cena a prezentat premiul pentru cele mai bune costume, în costumul lui Adam. Costumes, they are so important. Cum era însă prestabilit, prezentatorul Jimmy Kimmel i-a oferit repede lui Cena ceva cu care să se îmbrace și a putut să anunțe premiul, care a fost obținut de filmul Poor Things. Dintre cele 11 nominalizări ale acestuia, producția britanică a obținut mai multe premii tehnice și acela pentru cea mai bună actriță, Emma Stone. My dress is broken. I think it happened during I'm Just Ken. I'm pretty sure. Oh boy, this is really overwhelming. Sorry, okay. My voice is also a little gone. Whatever. The women on the stage, you are all incredible, and the women in this category. Sandra, Annette, Carrie, Lily, I share this with you. Lily Gladstone era favorită pentru rolul său din drama istorică Killers of the Flower Moon și ar fi devenit prima actriță amerindiană care să câștige acest premiu. Oscarurile de anul acesta au fost primele în care, pentru a putea fi nominalizate la cea mai importantă distinție, filmele au trebuit să respecte cel puțin două dintre cele patru criterii de incluziune. Acestea prevăd ca, fie în personalul tehnic, fie printre actori, să se regăsească grupuri sociale, etnice, religioase sau sexuale, reprezentate insuficient în media. Dacă nu ați vizitat importanta colecție de artă românească de la Muzeul Topalu de lângă Cernavodă, acum în inima Bucureștiului, la Palatul Dacia, în cadrul noului sezon Art Safari, aveți ocazia să vedeți piese reprezentative ale donației Sevasta și Vintilă Topalu. Noul sezon Art Safari ne prezintă numai puțin de 6 expoziții importante. Un excurs în istoria artei românești din toate timpurile. Muzeul Secret, Eustachiu Stoienescu, Istoria României în 100 de portrete, Atelierele Pangrati, Grădinile Palatului și Alma Redlinger, iată titlurile acestor relevante propuneri asumate de Art Safari împreună cu importante nume ale momentului. Alături de noi se află și directoarea Muzeului de Artă din Constanța, doamna Lelia Rus Pârvan, care s-a luptat alături de Consiliul Județean Constanța și Primăria Topalu, dar și alături de Institutul Național al Patrimoniului, ca minunata comoară ascunsă de la Topalu să fie prezentă astăzi în Art Safari. Muzeul Secret prezintă cele mai importante lucrări ale colecției Dinu și Sevasta Vintilă la 2 ani de la câștigarea procesului de către muzeu împotriva revendicării abuzive.
Pentru prima oară ne aflăm cu o selecție importantă a Muzeului de Artă Dinu și Sevasta Vintilă din Topalu, la București. Este vorba de o selecție de aproximativ 100 de lucrări importante ale acestei colecții și cred că cel mai marcant lucru este faptul că în urmă cu doar 2 ani, procesul care a avut această importantă miză însă și colecția muzeală a luat sfârșit și din fericire acest patrimoniu a rămas comunei și practic prin aceasta acestei țări, iubitorilor de artă și celor implicați în cultură. Cred că cele mai importante lucrări ale colecției se află deja aici. Doctorul Vintilă a avut ca sfătuitor pe însuși sculptorul Oscar Han, care practic i-a ghidat pașii în această artă a colecționării și felul în care acesta a decis să gândească această colecție nu este deloc unul, cum spuneam, rece și calculat, ci este unul bazat pe criterii estetice foarte bine sugerate, foarte bine limpezite. Practic, cei mai importanți artiști ai perioadei interbelice, respectiv artiștii grupului celor patru, în frunte cu sculptorul Oscar Han, respectiv Tonița, Shirato și Dimitrescu, sunt prezenți și aici și în colecția principală a muzeului, dar alături de ei avem o pleiadă a artiștilor importanți pentru secolul 19 și 20. Expunerea de la București a acestor comori va aduce, cu siguranță, mai mulți vizitatori la Muzeul din Topalu, secția Muzeului de Artă Constanța. Muzeul secret poate fi vizitat la Palatul Dacia din București până pe 26 mai. Fetița din Debara nu este un personaj nou din arta contemporană, ci o monodramă scrisă de Oana Jindiceanu în cadrul atelierului de dramaturgie coordonat de Mimi Brănescu. Spectacolul a trecut prin multe forme și spații, a fost prezentat la Sala Media a Teatrului Național București, a fost spectacol lectură la un renumit post de radio, iar în prezent poate fi văzut la Teatrul de Artă București în regia Andrei Grămoșteanu și a lui Alexandru Unguru. Oana Jindiceanu nu este doar autoarea acestui text, ea și joacă în spectacolul Fetița din Debara. Iar acum se află alături de noi la masa Jurnalului Cultural. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc foarte mult că ai venit! Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație! Știi cum încep? Cu un citat din tine. M-am hotărât să joc eu Fetița din Debara. Eu am scris, eu joc. Părea atât de simplu. O, da! Părea atât de simplu și acum te aștept. A fost atât de simplu? Nu, n-a fost deloc atât de simplu pe cât mă așteptam. A durat cam un an de zile procesul de la spectacol lectură la un one woman show adevărat la teatru. Așa. N-a fost simplu deloc, nimic n-a fost simplu, n-a fost simplu să-mi rețin propriul text, n-a fost nimic. Dar cât a durat până te-ai hotărât să te distribui în rol? Nu foarte mult. Asta a durat mai puțin, asta a fost mai simplu. Cu dramaturga și... Și ați căzut de acord că cea mai bună interpretă pentru acest text? Păi am fost și pe eficiență. Așa. Știi? Că era complicat, trebuia să dăm casting... Dar chiar e mai complicat. Acum râdem, dar nu e mai greu? Cumva fiind atât de obișnuit cu textul, știind fiecare moment în care ai scris fiecare cuvânt în parte, starea de spirit și așa mai departe. Ba da, a fost foarte greu. A fost foarte greu și a fost foarte greu pentru că am și avut niște așteptări nerealiste. Adică eu am plecat la drum gândindu-mă că eu am scris cât poate să fie de complicat. Aia. Dar a fost foarte greu și să rețin textul, a fost foarte greu și să mă desprind de el... să încep să creez un personaj, a fost complicat. Păi, hai să vorbim puțin despre, povestește-ne cât poți să ne povestești, lăsându-le, bineînțeles, spectatorilor Sigur. Plăcerea de a descoperi absolut tot. Sigur, n-am să divulg foarte mult, am să vă spun doar că Fetița din Debara este un colaj de momente, să-i spunem, din viața unei fetițe care copilărește în România comunistă
anilor 80. Trece prin divorțul familiei, locuiește cu bunica și este marcată de aceste evenimente din viața ei și la un moment dat se hotărăște să devină actriță. Devine actriță. Și uite așa, ușor, ușor lucrurile evoluează. Exact, și se îndreaptă spre punctul în care ne aflăm astăzi. N-am să vă dezvălui finalul, ce se întâmplă, de ce de Baraua. O să vedeți, surpriză. De ce perioada aceea? De unde inspirația? Când a venit momentul în care ai spus că trebuie să scrii textul ăsta? Inspirația este din propria mea copilărie. Așa. Iar eu am cochetat cumva cu scrisul de când eram mică, ținând un jurnal pe care l-ascundeam mereu. L-ai folosit acum? Nu îl mai am, din păcate, că a venit un moment ca în viața fiecărui artist rebel când mi-am aruncat opera. Așa. Și am pierdut mare parte din jurnale din adolescență, dar în fine, am păstrat amintiri. Și pentru că am cochetat cu scrisul cumva de când eram mic, am știut tot timpul că povestea asta va trebui spusă cumva. Ea a prins forma asta la atelierul de dramaturgie coordonat de Mimi Brănescu, da. Un atelier care a fost susținut de Centrul Cultural Ion Sava din cadrul Teatrului Național. Și acolo, cumva, tema atelierului a fost să plecăm de la ceva personal. Și am tot croșetat până am ajuns la această formă finală de monodramă. Spune-mi cum ai colaborat cu Andreea Grămoșteanu și cu Alexandru Unguru. Cum v-ați întâlnit? E prima oară când ați lucrat împreună? Da, cu Andreea este prima oară când am lucrat împreună. Noi ne cunoaștem din facultate. Andreea a fost cu un an înaintea mea, a terminat cu un an înaintea mea facultatea și am fost și sunt o mare admiratoare a ei pentru că mi se pare o actriță absolut senzațională. I-am văzut și piesa montată la Teatru Mic, Măcel, și i-am propus, m-am gândit că ar fi o persoană foarte potrivită și îmi doream foarte tare să lucrez cu ea. I-am propus acest text. Ea a zis da înainte să citească textul, ceea ce mi s-a părut un gest de prietenie foarte frumos. Și de încredere. Și de încredere. Și am învățat foarte multe de la ea. Am colaborat foarte frumos cu Alexandru Unguru. Am fost colegă de an la facultate, el este și actor și dramaturg și la un moment dat, pentru că programele noastre erau complicate, am ajuns la această fază de co-regie și l-am rugat și pe Alexandru să ne ajute. Alexandru a fost foarte bucuros, el a auzit textul prima oară chiar la spectacolul Lectură de la Sala Media. Noi am mai lucrat împreună și în timpul facultății. Cumva vă cunoșteați, poate mai da, bine din punct de vedere profesional. Joc și într-un spectacol scris de Alexandru și regizat de el. E, iată. Nu eram la prima colaborare și cumva m-am bucurat că lucrurile au mers ca unse. A fost bine. Foarte și bine. Da. Mai avem un minut la dispoziție și aș vrea să te întreb ceva. De ce spectacolul Fetița din Debara le e recomandat celor peste 16 ani? Mulțumesc pentru întrebare. Țin foarte tare la această recomandare. Ea nu este pentru că se folosește limbaj vulgar sau licențios în piesă, ci pentru că sunt descrise niște situații de viață și niște evenimente care mie mi se par foarte sensibile emoțional și nu cred că ar trebui descoperite de copiii mai mici la teatru. Cred că pot afecta emoțional cumva copiii care nu sunt copți și pregătiți pentru anumite evenimente din viață care nu sunt foarte legere, să spun așa, sau despre care nu se vorbește cu ușurință. Și atunci am pus această recomandare ca să nu avem surprize neplăcute. Mulțumesc foarte mult. Hai să recapitulăm. Când mergem la teatru? Mergeți la teatru pe 23 martie la ora 19 și pe 11 aprilie tot la ora 19 la Teatrul de Arte din București, pe strada Sfântul Ștefan, numărul 21, la Fetița din Debara. Mulțumesc foarte mult și te aștept să continuăm discuția despre ce urmează, la ce mai lucrezi, ce proiecte mai ai și așa mai departe. Mulțumesc și succes și acum la premieră. Mult. Mulțumesc. Regionalizarea va permite o mai bună guvernanță a României bazată pe principiul subsidiarității și al unei responsabilizări sporite a actului de guvernare? Este o întrebare la care au încercat să răspundă mai mulți cercetători în cartea intitulată Regionalizarea către un model de bună guvernanță a României. Volumul este coordonat de Alexandru L. Cohal, Dorin Dobrincu și George Țurcănașu.
Cercetători din domenii științifice diferite au răspuns fiecare din unghiul său la mai multe întrebări. De ce suntem organizați într-un fel și nu în altul? Corespunde împărțirea administrativ-teritorială a țării, așa cum o vedem astăzi, nevoilor de ieri și de azi ale Moldovei, ale României și ale locuitorilor ei? Dar care sunt aceste nevoi? Și cum funcționează, în fond, statul? Că, de fapt, regionalitatea are de face cu modernizarea României, pentru că dacă în jurul nostru țările moderne sunt și regionalizate într-o măsură mai mică sau mai mare, înseamnă că, de fapt, asta este o pârghie pentru a reforma statul. Nu putem compune județele în nesfârșit. Trebuie, efectiv, să gândim statul cum funcționează. Ar fi bine sau nu ar fi bine să avem un nivel intermediar politic, cum au italienii, francezii, spaniolii, cu alegeri regionale, spre exemplu. Am aduce sau nu am aduce politica mai aproape de cetățeni? Pârghile de putere, dar și dezbaterea. Convingerea noastră, uitându-ne la ce se întâmplă în jurul României, este că pur și simplu modelele există, trebuie pur și simplu adaptate. Deci da, acest lucru este posibil și nu cred că extremismul este inamicul nostru. Inamicul nostru, de fapt, este inerția și ignorarea voită care vine din perspectiva mea din partea partidelor mainstream. Trebuie să ținem cont de moștenirea noastră istorică, să fim atenți la ceea ce probleme pentru dezvoltare, dar să nu fie doar o simplă formă de a crea un fel de județe mai mari, ci de a avea autonomii macro-locale, ca să spunem așa. Adică nu doar cum avem la nivelul comunelor județelor, ci să avem consilii regionale alese, să avem inclusiv un rând de alegeri în care să avem reprezentanți care să poată rezolva problemele pe care altminteri statul național se dovedește sau județul se dovedesc incapabile să le rezolve. Dezbaterile din ultimele decenii asupra înțelesului regionalizării au condus la un sentiment de neliniște în rândul cetățenilor, în majoritatea lor captivi modelului de gestiune centralizată a teritoriului. Identitatea trebuie să joace un rol important în această acțiune de delimitare a viitoarelor regiuni, pentru că cel mai adesea identitatea se suprapune peste o logică, să zicem, de funcționare a teritoriului, care nu este neapărat doar o simplă succesiune de centralități de la cele mici locale, la cele medii și apoi la cele mari, da, care se impun asupra unui teritoriu. Cred că ne aflăm într-o gravă, armata se află într-o gravă culpă constituțională. De ce? Pentru că există o secretomanie. Și aceasta nu din cauza rușilor. Rușii știu foarte bine care sunt punctele de interes strategic ale României. Este o secretomanie față de publicul românesc, față de cetățenii români. Pentru că, cel puțin, cetățenilor din Moldova nu li se explică implicațiile. Implicațiile sunt următoarele. Cam 20% din teritoriul național, cam 3-4 milioane de români, sunt lăsați la dispoziția unor eventuale trupe invadatoare din Est. Cercetătorii moldoveni spun că statul centralizat este depășit și disfuncțional, iar singura șansă a României de a-și eficientiza dezvoltarea este regionalizarea. Piața românească de carte pentru copii este într-o continuă dezvoltare. An de an apar titluri noi, semnate inclusiv de scriitori și ilustratori români, în condiții grafice tot mai bune. Așa că se impunea organizarea unui eveniment pentru recunoașterea valorii acestui segment de literatură. La librăria Cărturești Carusel din capitală a avut loc prima ediție a galei decernării premiilor Cărturino, dedicate scriitorilor și ilustratorilor români de carte pentru copii. Competiția a inclus două secțiuni principale, Cartea ilustrată a anului și Cartea de literatură pentru copii a anului. Pentru a afla totul despre acest eveniment, le-am invitat în studio pe Ana Niculescu, organizator al galei și pe câștigătoarea premiului copiilor, scriitoarea Carmen Tiderle. Bună seara! Bună seara! Felicitări amândurora, felicitări pentru organizare, felicitări pentru acest premiu. Vrem să vedem cartea, bineînțeles, dar înainte de toate aș vrea să marchez un lucru. Mă bucur foarte tare că vorbim despre o premieră absolută, despre ceva ce nu s-a mai întâmplat la noi. Ia povestește-ne un pic despre momentul în care voi v-ați gândit așa și ați zis, trebuie să facem o gală, trebuie să dăm premii, e nevoie. Sunt primele premii care se acordă pentru carte pentru copii, pentru autori români și ilustratori români. De ani buni avem pe piața editorială din România niște apariții excepționale pentru cărțile pentru copii. Așa.
de la ilustrație până la text literar, până la cum a designul cărților, e foarte frumos. Și atunci se cereau cărțile astea recunoscute, premiate, tot efortul ăsta să fie în lumina reflectoarelor, să primească promovare și o gală în care să fie sărbătorit apariția. Da. Pentru tine, în calitate de învingătoare, de câștigătoare a unei categorii, când ai aflat că vor începe aceste premii, la ce te-ai gândit în calitate de scriitor de cărți pentru copii? Nu duceați lipsa? Nu exista această nevoie de a fi recunoscuți mai mult decât de către public? Evident, exista această nevoie. Cred că este... orice industrie creativă are un festival al ei. Așa. Literatura are multe festivaluri în România, dar în niciun festival nu era inclusă, nu era această secțiune de literatură pentru copii, deși, cum spuneai și tu, de 10 ani creăm, scriem, desenăm și facem niște cărți care și sunt... Și sunteți apreciați, asta e foarte important de către public până la urmă. Exact, se cumpără carte de copii, chiar și scriitori consacrați de oameni mari, ca să zic așa, s-au apucat să scrie și ei cărți pentru copii. Deci e destul de multă efervescență în zona asta și se simțea nevoia unui moment festiv. Și cum a fost la momentul festiv? Oh, din punct de vedere al unuia dintre organizatori și din punct de vedere al unuia dintre câștigători. Păi, în primul rând că am făcut o gală de dimineață, la 10 dimineața, pentru că ne-am dorit foarte tare să fie copiii prezenți. Pentru că ce foarte important... Dar nu erau la școală copii? Era duminică. A, duminică, bun, perfect. Foarte ieri important a fost. La cărțile astea minunate este că reușesc să atragă copiii, să îi atrag spre lectură. Și atunci am vrut să fie prezenți la gală și am făcut o gală la care să participe copiii. Matineu. Matineu, da. Așa. Da, a fost o gală care a venit în urma unui proces extrem de elaborat, pentru că voi ați anunțat înscrierile anul trecut prin noiembrie, ați anunțat nominalizările anul acesta prin ianuarie, deci a fost totul foarte bine gândit și foarte bine pus la punct. Da, da, a fost un proces de un an de zile în care am discutat, ne-am documentat, după aia am venit cu niște criterii de jurizare. Apoi editurile sau scriitorii s-au putut înscrie. Juriu format din scriitori, ilustratori, designer de carte, librari, au făcut nominalizările, câte 10 titluri nominalizate pe fiecare categorie. Apoi a urmat jurizarea și am avut două premii principale și două premii speciale, unul acordat de copii, un juriu de copii coordonat de Svetlana Cârstean și un juriu al librarilor, din care au făcut parte librari din lanțuri de librării sau din librării independente. Și celelalte două categorii, cine au fost cei care au jurizat pentru celelalte două categorii principale? Categoriile principale a fost o scriitoare, Iulia Iordan, Oana Purice, agent literar, Carla Dușcă, designer de carte și Maria Surducan, ilustrator și un librar, Mădălina Oprescu. Despre ce e vorba în cartea ta? Și despre ce e vorba în general în cărțile tale? Și, nu știu, te-aș întreba dacă ai scris și literatură nu pentru copii? Da, când aveam 16 ani, domnule, dar nu se pune. Nu se pune, nu? Era pentru Vreau adulți. Să te întreb dacă e mai greu să scrii literatură pentru copii. Nu scriu pentru adulți, scriu doar pentru copii de când am început, de acum 10 ani. Aproape în fiecare an am publicat câte o carte, scriu și poezie. Și inventez multe personaje? Scriu poezie și dacă așa. Vrei... Vreau. Asta, da, este, o să și citesc, evident. Mi-am dorit toată viața să citesc la știri niște poezii. Păi uite, dar vezi că mai dar avem până, două minute și da, un da, da, până să citesc, asta ziceam că mă bucur că două dintre cele patru premii sunt pentru poezie. Cumva în România n-a fost chiar, se consideră de către copii că este plictisitoare, că, dar ea a avut un revival extraordinar în ultima vreme și cumva spuneam și la gală, mă simt responsabilă. Auzi, nu vrei tu să ceri mână nu-i minciună, să citim o poezie ca să fim siguri da, de încape? Da, o să vă citesc lucruri foarte, foarte scurt. E un limeric, se numește Lupi. Așa. Și așa. Erau odată doi lupi în huși care sunau mereu la uși.
și întrebau: vorbeați de lup? Și dacă li se spunea nup, plecau normal, dar prost dispuși. Așa. E un limerick. Care au fost criteriile și cât de complicat este să judeci scrieri pentru copii? Da, a fost un proces foarte complicat, cu multe dezbateri. Câte lume s-a înscris, apropo? Au fost 125 de cărți înscrise, la cele două categorii, 80 la una și restul la carte ilustrată. Un minut mai avem. Da. Și a fost un proces complicat, cu multe dezbateri, cam o lună de zile a durat jurizarea, timp în care juriul a citit toate cărțile și au avut întâlniri și dezbateri nenumărate. Aprinse. Da, aprinse. Când va avea loc următoarea ediție? Asta este evident, trebuie să spunem asta și asta. Da, eu cred că sper că va avea. Ce voiam să spun este că a fost o sărbătoare a literaturii pentru copii și realmente ar fi minunat să o ținem tot așa. Păi da, eu sunt convins că dacă ați început-o acum, n-aveți ce face. Da, așteaptă copiii, da. Duminica, dar cum v-ați propus, cam cu ce frec, o să fie anual? Sau cum anual. Să, anual. O să și vom premia cărțile anului, la fel cum a fost la gala asta, premiile s-au dat pentru cărțile anului 2023, iar la anul pentru cărțile apărute anul acesta. Bun, păi facem așa atunci, dacă sunteți de acord, veniți și separat. Vorbim despre cărțile pentru copii și despre scriitorii care scriu pentru copii, vorbim și despre librării, despre cum își aleg cărțile, despre ce se vinde, ce se cumpără, cât se citește în România și așa mai departe. De acord? Absolut. Deocamdată vă felicit pe amândouă pentru reușita voastră și vă mai aștept la jurnal. Mulțumim, și mulțumesc foarte mult! În această perioadă, în foaierul sălii studio al Teatrului Odeon se desfășoară o expoziție de pictură care poartă semnătura lui Tudor Parhon. Portretistică, nuduri și alte forme de artă sunt subliniate de artist într-o manieră proprie, cu maestrie și cu sensibilitate. Când pictez, mă simt liber să împărtășesc sentimentele mele și gândurile prin culori și forme. De asemenea, îmi place să explorez ideile și conceptele mele prin intermediul picturii și să mă joc cu diferite tehnici de pictură. Acestea sunt cuvintele artistului Tudor Parhon despre munca sa artistică. Povestea lui Tudor Parhon este foarte specială. A studiat regia de film la Amsterdam, dar a renunțat la arta cinematografică pentru arta plastică. Una dintre primele lui expoziții a purtat titlul Penumbre, iar foaierul Teatrului Odeon este un spațiu nou pentru lucrările artistului Tudor Parhon. Inspirația mea vine din diverse surse. Uneori pot găsi inspirație în natură, de la o imagine, o culoare sau o textură frumoasă. Alteori mă inspiră artiștii pe care îi admir, precum și muzica și poezia, mai spune Tudor Parhon. Cu un simț al culorii și cu o îndemânare a zugrăvirii expresiei umane, Tudor Parhon este o prezență tânără, nouă și binevenită pe fundalul artei plastice românești și internaționale. Și azi aflăm ce personalități au marcat această dată prin existența lor. Acum 103 ani, într-un port pescăresc de pe coasta Atlanticului, se năștea Astor Piazzolla. Muzician argentinian, compozitor și instrumentist, Piazzolla a revoluționat tangoul, creând Tango Nuevo, o formă dinamizată cu un limbaj ritmic original, cu spirit dramatic și pasional, considerat expresia eternă a senzualității. Compozițiile lui Astor Piazzolla au intrat în repertoriul marilor orchestre și al unor interpreți renumiți în toată lumea. Tot într-o zi de 11 martie, în 1932, s-a născut dramaturgul Iosif Naghiu. A scris peste 20 de piese de teatru montate în țară și în străinătate și premiate de multe ori. A profesat în sport și în arta plastică, dar a fost cunoscut ca om de litere, domeniu în care s-a lovit de cenzura vremii, fiind interzis și izolat de colectiv. A semnat scenarii de film, precum Lucian, dar și de televiziune, cum este Capul de Zimbru. Astăzi, una dintre sălile de spectacol de la Teatrul Dramaturgilor Români din Capitală poartă numele Iosif Naghiu. Și tot într-o zi de 11 martie s-a născut actorul Ion Besoiu. Destinul lui a fost strâns legat atât de Teatrul Radu Stanca din Sibiu, pe a cărui scenă a jucat 16 ani, cât și de Teatrul Bulandra din București, instituție pe care a condus-o 12 ani. A creat roluri remarcabile în peste 80 de producții de film, cel mai cunoscut rămânând cel al capitanului Anton Lupan din serialul TV Toate pânzele sus.
Pe 11 martie s-a născut și poetul, eseistul, criticul și istoricul literar Ion Bogdan Lefter. A fost unul dintre reprezentanții curentului obzecist în literatura română. A ocupat funcții importante la diverse reviste literare. Ion Bogdan Lefter este una dintre cele mai importante figuri intelectuale ale momentului. La mulți ani! Soprana Mihaela Stanciu, prim solistă a Operei Naționale București, va susține sâmbătă pe 16 martie un recital extraordinar la Ateneul Român. Pianista Ina Oncescu o va acompania în această călătorie prin lumea ariilor și lidurilor compuse de Mozart și de Schubert. Cele două protagoniste ale acestui recital sunt prezente în studioul Jurnalului Cultural pentru a ne spune mai multe despre acest eveniment. Bună seara! Vă mulțumesc foarte mult că ați venit la Jurnal! Aici vreau să vă spun de la început că nimeni nu are emoții. Asta în situația în care cineva se gândea la asta. Se bâlbâie. Nu există așa ceva. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Vă felicit pentru acest eveniment pe care l-ați pregătit. Povestiți-mi despre el. Am primit cu mare bucurie invitația doamnei pianiste Ina Oncescu. O admiram din... studenție. E prima dată când lucrați împreună, iertați-mă? Nu, e prima dată. Am mai cântat împreună. Ați mai cântat împreună. Da, cu ocazia aniversării doamnei regretate compozitoare Carmen Petra Basacopol. Și, culmea, aniversarea a fost făcută tot aici, în această sală mică a Ateneului. Și mare bucurie a fost în momentul când doamna Ina Oncescu m-a invitat să cântăm din nou împreună. V-aș întreba, iertați-mă, vin la dumneavoastră acum, cum a fost pus cap la cap așa programul, vreau să știu? Programul se potrivește foarte bine cu vocea doamnei Mihaela Stanciu. Așa. Și este un program cu vocea dânsei este cristalină, pură. Și asta este necesar la Mozart, de altfel e recunoscută ca mare mozartiană. Exact. Va cânta arii minunate, iar lidurile sunt de o subtilitate și finețe deosebite atât la Schubert cât și la Mozart. Aș putea spune că sunt erudiți. Aș vrea să vă întreb dacă din punctul dumneavoastră de vedere acompaniați și liduri și arii din opere. Sunt diferențe? Bineînțeles că sunt diferențe. De la acompaniamentul de lid, așa, este muzică de cameră. Cei doi parteneri sunt egali. Partitura a fost scrisă în original de compozitor pentru pian. Pe când la arii este un fel de acompaniament pentru strălucirea ariei care este aranjat de un alt pianist după orchestră. Și bineînțeles că nu poate exprima întreaga orchestră și aceste aranjamente diferă de la pianist la pianist, nu cel care cântă, ci cel care a editat partitura. Doamna Stanciu, vreau să ne îndepărtăm un pic acum, dacă se poate spune că ne îndepărtăm de scena operei și să mergem în sala de curs. Pentru că în ultimii ani știu că v-ați implicat și în activitatea didactică, sunteți profesoară la Universitatea Națională de Muzică din București. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această nouă experiență profesională? Eu zic că este o încununare a tot ceea ce am reușit să acumulez pentru mine și cu bucurie pot să împart celor care sunt interesați să asculte ceea ce am acumulat. Și sper din tot sufletul să fiu de ajutor pentru tânăra generație care se formează acum în conservator. Mulțumesc lui Dumnezeu că am niște copii foarte buni, foarte educați și care încearcă sau măcar își dau silința. Nu sunt niște voci ieșite din comun. Una din studente, care este în ultimul an de master, într-adevăr are o voce mai specială. Însă mă impresionează faptul că în anul întâi sunt două fete care au 20 de ani și care încearcă să mă urmeze exact așa cum eu le duc spre desăvârșire, zic eu. E important să vă asculte și să facă ceea ce le spuneți, pentru că dumneavoastră vorbiți dintr-o experiență de mare artistă și atunci... Și asta, dar faptul că eu mi-am găsit o familie aici. Eu sunt un fel de
mamă spiritual, artistic, dar și un profesor foarte devotat. Ceea ce e mare lucru. În ziua de azi, da, este într-adevăr. Doamna Oncescu, dumneavoastră, pe de altă parte, aveți o carieră didactică remarcabilă. Cum este? Cum vedeți noile generații? S-au mai modificat lucrurile? Sunt mai puțin harnici decât cei de dinainte. Da. Și mai de lăsători, dar n-aș putea să mă plâng de clasa mea. Unde e sunt, viața noastră da. E mai complicată, probabil că sunt. Și e foarte interesant tot ce lucrez cu ei. Și mă bucur foarte mult că am o vârstă respectabilă și trăiesc printre tineri și am atunci același avânt și entuziasm cu ei. Haideți să vorbim puțin despre un eveniment care a trecut și despre un eveniment care urmează. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție și aș vrea să vorbim în câteva vorbe, să spunem câteva vorbe despre povestirea lui Hoffmann, despre spectacolul de acum câteva seri de la Opera Națională. De 7 martie, da. Și miercuri pe 13 veți participa la un alt recital, tot la Sala Mică a Ateneului, repede, pe rând, cum vă rog. Da, deci eu am primit cu mare bucurie debutul în rolul Antonia din povestirile lui Hoffmann. De fapt, îl învățasem, însă așteptam cu emoție să-l pun în practică. Lucrul acesta s-a întâmplat acum aproximativ un an și jumătate și l-am reluat cu mare bucurie, cu aceeași prospețime și am încercat să aduc un plus de sensibilitate și de profunzime a acestui rol. Și așa a fost. Și așa a fost. Ați fost acolo și puteți să spuneți că așa a fost. Dumneavoastră, pe 13 martie aveți un nou recital. Da, avem un nou recital dedicat doamnei Felicia Donceanu, care este foarte iubită de interpreți și în care voi colabora cu doamna Claudia Codreanu, mezzosoprană. Și ce veți cânta? Și vom cânta o piesă dragă doamnei Donceanu, Remember, amintiri din copilărie, și un ciclu foarte frumos de 4 liduri, Mărgele. Păi eu ce să vă spun acum, decât succes miercuri, dumneavoastră succes în toate proiectele pe care le aveți, amândurora succes la școală. Și nu înainte de a încheia, dacă îmi permiteți, sigur, vreau să invit pe toți cei care ne-au urmărit, sigur că în data de 16, pentru că eu atunci o să fiu împreună cu doamna pianistă Ina Oncescu, în 16 martie vom avea acest recital la Sala Mică a Ateneului, iar acest recital se va numi Armonii de primăvară în acorduri clasice. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit și eu mai aștept la Jurnalul Cultural. Noi mulțumim. Și noi mulțumim. A fost o bucurie să fim împreună. Mulțumesc. Scena rock metal face front comun pentru a-l ajuta pe Johann Hentz. Basistul român trece prin cea mai grea încercare a vieții sale. Doar cu sprijinul urgent din partea publicului, prietenilor și medicilor ar putea avea șanse reale în lupta cu boala. Uniți pentru Johann este mesajul pe care aproape 10 trupe de rock și metal din întreaga țară l-au afișat într-o campanie umanitară comună care a mobilizat numai la București aseară peste 400 de fani. Bucium, Bucovina și Dirty Shirt au cântat ieri timp de aproape 5 ore pentru cauza artistului ardelean Johann Hentz. La Timișoara, Alba Iulia și Cluj-Napoca, trupe precum Imund, Catara, Blazaj, Semnalem, Altar, Crepuscul și Truda au dat la rândul lor semnalul susținerii prietenului de scenă. Sprijin a venit și din partea organizatorilor de concerte, a oamenilor de radio și de televiziune, uniți de aceeași pasiune pe care o are și Johann, muzica rock. A fost foarte natural pentru noi că în momentul în care prietenul nostru, Johann Hentz, a avut nevoie de un ajutor să venim cu toții cât mai repede, să încercăm să facem această strângere de fonduri pentru, iată, un moment greu din viața lui. Sperăm că punem umărul cât putem la recuperarea lui și îl dorim, bineînțeles, alături de noi în continuare pe scenă. Tot a pornit
într-o discuție cât se poate de obișnuită cu Mișu, legat de concertele pe care urma să le susținem. Și zice Mișu, bă, ai auzit de Iohan, că are probleme mari? Și am zis, băi, da, hai să încercăm să facem ceva pentru el. Da, unde facem? Am cântat în București acolo o lună, dar cred că putem strânge oameni încă o dată. Că nu o facem pentru noi, o facem pentru Iohan. Și de aici până la o discuție pe Messenger cu Mihai de la Dirty Shirt, a fost doar un pas. Asta e unul din lucrurile foarte importante pe care le-am învățat în viață. Să știi că nu ești singur. Oricât de greu ar fi, nu ești singur. Mai sunt și alții pe lângă tine care încearcă să te ajute. Mă bucur că am reușit să facem acest eveniment și uite că atunci, la nevoie, cred că toți putem să ne dăm mâna, să fim frați, să ajutăm pe cel care are nevoie. E foarte important să continuăm această acțiune. Cei care doresc să-l ajute, cei care nu au reușit să ajungă la acest eveniment, există un cont, Iohan a pus la dispoziție un cont, îl putem ajuta, îl puteți ajuta și voi în continuare, există un cont, donați pentru că merită, trebuie să-l ajutăm. Uniți pentru Iohan este un eveniment pe care nu ni-l doream, însă este un eveniment care scoate la iveală un lucru care n-ar mai trebui demonstrat, și anume că rockerii sunt uniți. Atunci când un artist atât de iubit precum Iohan, care și-a dedicat viața instrumentului, n-a făcut afaceri, nu și-a dorit nimic altceva decât să cânte la bas. Și asta a făcut în multe alte trupe românești. E bine, trece printr-un moment de cotitură. Iată cumva cum frumosul ăsta din noi oamenii iese la iveală odată cu un eveniment atât de trist. Sigur că da, am vorbit cu Iohan zilele astea, și ieri, și alaltă ieri, chiar și astăzi, și îi spuneam că o să treacă cu bine, pentru că am sentimentul ăsta, că o să treacă cu bine peste cumpăna asta a vieții și că anul viitor neapărat mi-l doresc la Brezoi, la Bikers for Humanity Rock Fest. La concert s-a intrat în schimbul unei donații, fondurile strânse fiindu-i integral oferite lui Johan Hentz. Trupele au adus la eveniment standuri de merchandise. Maramureșenii de la Dirty Shirt au reușit să liciteze și să vândă live un cinel de tobă semnat de toți membrii trupei. De asemenea, pictorul Iulian Agapie, singurul plastician român care creează spontan în timpul show-urilor rock, a donat pentru cauza lui Johan Hentz toate lucrările realizate aseară în fața scenei. Pictez în seara asta live alături de Bucovina, Dirty Shirt și Bucium pentru a ajuta un om important în comunitatea asta mică de care avem parte toți rockerii din România și e important să ne simțim plini de solidaritate față de un om care strigă ajutor întotdeauna. Sunt cu inima larg deschisă pentru chestia asta și îmi pare bine că pot să ajut oricând. Instrumentistul Johan Hentz, fost membru al trupelor Eminența Cenușie, Zadar, Truda, Cash, Crossing Eternity și Vespera, a fost depistat la începutul acestui an cu o tumoare craniană, boală diagnosticată în stadiul 4, și care, pentru a fi stopată, necesită multiple intervenții chirurgicale de urgență în afara țării. Cei care vor să îl ajute în continuare pe Iohan o pot face accesând pagina sa de Facebook. Cu gândul la el, îi ținem pumnii să se facă bine. Ne-am obișnuit ca independenții lumii artistice, care nu sunt sprijiniți financiar de stat, să ne propună evenimente de calitate. De altfel, prezența companiilor independente aduce plus valoare lumii artistice. De cele mai multe ori, spectacolele de teatru, de muzică, de dans sunt inedite și reprezintă adevărate guri de aer proaspăt, un suflu nou, diferit prin interpretare și prin concepție. De peste 8 ani, cei de la Linotip, centrul independent coregrafic, se încăpățânează pur și simplu să facă din dansul contemporan o vedetă a artelor. De ce, cât reușesc, ce sacrificii fac și ce greutăți au, ne spune în această seară Arcadie Rusu, cel care coordonează Centrul Independent Coregrafic, dar nu numai. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc foarte mult că ai venit! Și eu vă mulțumesc pentru invitație! Tu faci foarte multe lucruri, mi-am notat eu aici, ești absolvent de un ATC, asta l-ai terminat, l-ai bifat, ești coregraf, ești dansator, ești regizor și coordonezi Linotip și te-aș întreba pentru început, unde te regăsești, unde te vezi mai bine, unde te simți mai bine? Eu mi-aș zice mai degrabă, nu neapărat coregraf. Coregraf poate să fie și oricine care știe să creeze mișcări
pe muzică, pe ritm. Înțeleg că e ceva mai mult decât coregraf. Da, m-aș numi mai degrabă, sau așa prefer să mă numesc, regizor de mișcare, fiindcă undeva în spatele mișcării există o filozofie, există o dramaturgie și, practic, spectacolele pe care le fac le compun de la zero, plecând de la dramaturgie și până la tot conceptul, inclusiv îmi place să-mi fac și light design-ul la spectacolele mele. A, deci luminile sunt semnate tot de tine. Da, da, da. Eu sunt cumva, îmi place să înțeleg mai bine și să pot să aduc în scenă, să exprim mai bine atmosfera pe care mi-o imaginez în relație cu spectacolul. Și atunci cumva așa abordez și linotipul. Pentru mine linotipul, acest spațiu, este un să zic, un spectacol mai mare. Dar ce e linotip? Numele ăsta de unde? Foarte bună întrebarea. Noi ne aflăm, ne situăm în Palatul Universul, și exact în clădirea în care se află spațiul nostru, a fost tipografia. Și eu am pregătit niște denumiri, cum se numească viitoarea companie și așa, că tot am avut niște încercări și parcă nimic nu se potrivea. Și atunci am făcut un research să aflu ce a fost exact în acolo, acel spațiu, de nu mă lasă energetic să vin cu ceva, cu o denumire, și am aflat că când am auzit prima dată acest cuvânt linotip, mi s-au prins toate becurile în cap, fiindcă căutam un cuvânt scurt, nu vreau ceva foarte scorțos și serios, așa pretins și cumva ceva inclusiv care să sune bine și internațional. Și el sună bine și în franceză și în engleză. E un cuvânt care se ducea la fundul arhaismelor pentru că nu mai era nevoie de el. Linotipul era o mașinărie imensă, ingenioasă, care era conectată la 360 de la curent și cu un baton, să zicem, de plumb, și practic tu tastai literele, nu mai trebuie să, la fiecare etaj era câte o altă secție, zețărie, legătorie. Așa. Aici tastai litera ca pe o tastatură unui calculator, se topea, se ștanța și erau niște elevatoare care ridicau literele și le puneau în matricea respectivă pentru a fi printate. Și atunci am zis, genial, acest cuvânt nu se duce la fund, noi păstrăm identitatea spațiului, practic la fel facem, scriem în continuare povești, doar că scriem cu corpurile și nu cu litere clare, concrete. Dar ce vă faceți dacă vă mutați la un moment dat de acolo? Mergem cu povestea mai departe. Mergeți cu povestea mai departe. Inclusiv oamenii care au lucrat acolo ne-au apreciat foarte mult când am făcut această identitate a spațiului. Știți ce aș vrea să vorbim puțin și repede, așa că nu avem foarte mult timp la dispoziție, despre dansul contemporan și mai ales despre locul dansului contemporan în România față de, pentru că bănuiesc că ai fost în străinătate, slavă Domnului, și ai văzut și ai cercetat lucrurile și acolo. Cum e privit dansul contemporan la noi față de alte țări? Ce se întâmplă? În ultima perioadă și în ultimii ani, dansul contemporan în România a început să crească. A început să crească destul de prolific, să zic așa. Și pe mine mă bucură lucrul ăsta și noi cumva încercăm la rândul nostru să susținem și alți coregrafi emergenți la linotip și alți coregrafi asociație mai tinere ca noi. Chiar există Contemporary Creative Dreamers, a căror stagiune, în cadrul programului nostru, o găzduim. Adică în momentul în care am deschis acest spațiu, mi-am dat seama că există mai mult loc decât avem noi nevoie să ne facem toate proiectele, și atunci am zis că îl numim centru și încercăm să îi educăm și să îi ajutăm și pe alții să se integreze, fiindcă lipsa de spațiu e o mare, mare problemă. Absolut. Și din observațiile mele au început să se deschidă și alte spații, la Cluj, la Timișoara, în Iași există mișcări. Sunt mult mai multe facultăți față de atunci când am absolvit eu. Deja sunt în foarte multe orașe. Și vin generații din urmă. Sunt școli private care educă și formează. Deci dansul contemporan în România în acest moment este într-o creștere foarte frumoasă. Ceea ce e mare lucru. Acum, ideea în felul următor. Eu zic să facem așa. Am prezentat în general cam cum stau lucrurile, dar tu trebuie să te întorci la jurnal, pentru că aș vrea să vorbim despre spectacolele voastre. Aș vrea să vorbim despre genul de spectacole pe care le puneți. Nu știu, de exemplu, acum, pe final de discuție, unde văd cei care vor să meargă la spectacolele voastre, unde văd programul? Site-ul nostru este în lucru în acest moment, dar programul poate să-l vadă pe pagina noastră de Facebook, de Instagram și pe Eventbook la Linotip. Acolo noi vindem biletele. Și ce să zic, în afară de spectacole, așa, noi avem workshop-uri și cursuri, ateliere de dans pentru diferite nivele de dificultate.
vin oameni care n-au fost în viața lor, oameni care caută altceva, nu sală de sport, ci greutăți. Uh-huh. Vin cu greutățile vieții. Așa. Și noi dansăm, le scuturăm și ne și mergem mai departe. De ele. Da, fiindcă nu lucrăm doar cu corpul, lucrăm și cu corpul emoțional și cu corpul, să zic, spiritual și așa mai departe. Mai vin jurnal să povestim, să continuăm un episodul 2? Mai vin, clar, vin. Sigur. Și duminica următoare, duminica așa. Asta, vă invit la spectacul Omen, spectacul semnat de mine, inspirat din viața și creația lui Constantin Brâncuș și a Mariei Tănase și colega mea, Ioana Marchidan, Lali Notip, noi suntem doi coregrafi cumva fondatori. Suntem foarte diferiți. 10 secunde. Ea face altfel de spectacol, eu fac altfel de spectacol și Alexandru Suciu și Alexandra Zavelea sunt alți doi colegi foarte importanți în contextul nostru. Mulțumesc foarte și mult și succes și ne mai vedem la jurnal cu siguranță. Da. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc tuturor celor care ne urmăriți. Ne revedem mâine seară la aceeași oră 21 pentru un nou jurnal. Până atunci, rămâneți cu programele TVR Cultural. Numai bine!